Mi-ar fi foarte greu să știu ce se întâmplă acolo. Nu credeți că voi, cei de acolo, voi care faceți ca lucrurile să meargă acolo în peluză, ar trebui să vă întâlniți, să stați de vorbă și să lămuriți anumite lucruri? Nu credeți că până la urmă dialogul este soluția în toată povestea? Da, tocmai de asta și am acceptat să îmi spun părerea la radio, pentru că sper ca audiența ta să fie una cât se poate de mare în aceste momente. De asemenea, cred că și înregistrarea convorbirii se poate difuza cumva, nu știu, pe rețelele de socializare. Lumea trebuie să afle opiniile oamenilor care au puterea să spună lucrurilor pe nume, corect, dezinteresat și fără interes. Exact. Pe mine m-ar bucura să văd din nou acel PCH de care am fost mândru ani de zile. Mi-aduc aminte cu plăcere că într-o perioadă la fel de grea din punct de vedere economic și fotbalistic, poate mulți din noi am uitat, dar în acea perioadă extrem, extrem de grea, când nu se întâmpla nimic bun la Dinamo, a apărut Nova Guardia. Cred că nu mă înșel, exact în perioada cea mai grea a clubului a apărut. Absolut corect. Au fost acei nebuni frumoși pentru care nu conta că nu aveam echipă, nu conta că atunci nu aveam nici cea mai mică perspectivă, nu conta absolut deloc, au ales să fie alături de Dinamo și ne-au aprins și nouă speranță. Nouă celorlalți, noi cei mulți care însă trăim meciurile altfel, nu din peluză. Acum, într-o altă perioadă grea, anul trecut am văzut un PCH absolut superb, un PCH care mi-a câștigat respectul și, spre bucuria mea, anul trecut, datorită prietenului nostru Iulian, majoritatea meciurilor le-am văzut de acolo, din PCH, și crede-mă că am rămas cu amintiri nu frumoase, foarte frumoase. Și mă doare să văd că PCH-ul ca grupare este atacată. Ok, se fac greșeli, a greșit este omenește, dar până la urmă eu spun, haideți să băgăm pietrele în buzunar, haideți să comunicăm, haideți să găsim soluții pentru ca totul să meargă mai departe. Da. Eu așa văd lucrurile. Duhul blândeții cu care mă abordezi mă face să renunț la persistența idei de a susține că acolo trebuie să existe totuși o schimbare. Sigur. De pildă, UEFA mi se pare mai mult decât potrivit. Sigur. Pentru a ține în mână tot ceea ce se întâmplă. În plus de asta, ai observat sau nu, îți spun eu, îți confirm că în 90% din cazuri, la meciurile lui Dinamo, el este cel care întreține atmosfera, care ne dirigează, care ne spune ceea ce ar trebui să spună un lider. Sigur, pentru mine este foarte ușor, pentru că recunosc persoana din PCH cu care comunic cel mai mult, din liderii PCH, este UEFA. Cu Elias nu am avut plăcerea să vorbesc, nu m-am vorbit niciodată personal. În schimb, cu UEFA am avut plăcerea să l-am de câteva ori invitat la radio, a fost și acum cu câteva minute înainte. Omul e transparent. Și asta e o altă calitate care îl propulsează în frunte. Dar eu asta vreau să transmit, că dacă este nevoie de o schimbare, ar trebui să o faceți cumva voi, cei care sunteți implicați direct și voi vorbind acolo. Nu cu atacuri pe net, nu cu eu știu bine, nu este cazul tău, sau, dar ai văzut foarte bine ce s-a întâmplat. Mie mi s-a părut că au fost atacuri foarte multe și foarte urâte asupra unei galerii care pe mine m-a făcut mândru. De aceea probabil că am și luat apărarea foarte mult involuntar. Am simțit că dinamoviștii sunt atacați și am simțit nevoia să apăr, chiar dacă, culmea, erau atacați tot de dinamoviști. Da. No, acum, pentru că tot vorbim despre atacuri, unele chiar nejustificate, am observat cum unii dinamoviști aruncă toată vina acestui conflict, să zicem, pentru că practic s-a creat un conflict, nu? Da.
asupra celor de la sud. Nimic mai neadevărat. N-am niciun partizanat cu ei, nu-i cunosc, sunt doar câteva figuri pe care să zicem că sunt cunoscute, dar atât, nu e adevărat. Totul, toată mizeria asta s-a creat în jurul poveștii spuse de jurnalistul al cărui nume, pare rău că nu l-am reținut. Da. Așadar, sudul nu este vinovat de faptul că s-au aruncat vorbe urâte și acuze. Nu, eu nu am acuzat niciodată sudul, nu mi-aș permite, pentru că nu cred că cineva din sud a declanșat. Eu cred însă că dacă noi... Nu, n-ai înțeles. Sunt câteva persoane care, a căror părere asta este. Și îmi pare rău că oameni nevinovați sunt aruncați într-o beznă care nu este proprie lor. Exact. Oamenii își văd de treaba lor, se manifestă așa cum le place, de cele mai multe ori o fac frumos și bine. Da. Exact. Eu am spus așa, că în momentul în care noi, de obicei consumatorii de fotbal, și aici nu vorbesc doar de suporterii dinamoviști, avem o mare problemă. Când citim presa, de obicei simțim că suntem dezinformați. Nu știu, este un lucru care se manifestă foarte mult, probabil că a venit odată cu democrația. Simțim că suntem dezinformați. Până la urmă este normal, pentru că presa este avidă după senzațional și de multe ori în această goană după senzațional denaturează adevărul. Dar, stăteam să mă gândesc că noi, postând acele articole, comentând cu subînțeles la acele articole, dovedim, îmi cer scuze că o spun, puțină imaturitate sau, dacă vrei mai grav, iresponsabilitate. Pentru că, practic, aprobăm și dăm forța acelor articole. Corect. Este... De aceea am reacționat, probabil că și noi la Radio Dinamo 1948 și foarte mulți dintre noi, pentru că, până la urmă, dacă suntem dinamoviști, ar trebui în primul rând să-i apărăm pe ai noștri, să ne apărăm echipa noastră. Și aici nu mă refer la cei 11 de pe teren sau la fotbaliști, dar eu consider că suntem o familie cu toții, cu cei din sud, cu cei de la a doua, cu cei din PCH, și ar trebui ca noi să ne apărăm în primul rând noi între noi de atacuri, nu să dăm forță acelor atacuri, atacându-ne din interior. Repet, probleme au fost, probleme o să mai fie, dar cred eu că numai uniți trecem mai departe și cu tine pot să îți spun, așteptăm LSD-ul cât mai repede, pentru că eu cred că acolo, împreună, putem face ca lucrurile să se miște în sensul dorit de noi. Sigur, zilele acestea lucrurile se vor așeza în proporție foarte mare. Până la sfârșitul lunii, cu siguranță, ALSD-ul, chiar și cele regionale, vor avea statut. Se va începe o lucrare serioasă. Asta mă bucură foarte tare și sper ca dinamoviștii să fie alături de voi, cei care sunteți baza ALSD-ului. Silviu, eu îți mulțumesc frumos pentru intervenția ta. Și eu mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ne revedem la următorul meci pe stadion. Hai Dinamo! Hai Dinamo!